Bună seara, Ana Maria, bine ai venit la Călăraș. Bine v-am găsit. Ce mai faci? Cum te simți? Foarte bine. Bine, te simți foarte bine lângă PSD. Da. Asta trebuie să spunem. Foarte bine, sunt oameni aproape, întotdeauna, de cei ca tine. Vă mulțumesc și să vă dea Dumnezeu multă sănătate la familie, la copii și multă sănătate vă doresc. Perechea de aripi care este tot timpul alături de echipa PSD și care dăruiește tot timpul este cea a lui Vasile Liuță, președintele Consiliului Județean Călăraș, prezent aici alături de noi și alături de domnul deputat și națiunea pe care dumneavoastră ați urmărit-o un pic mai devreme. Mulțumesc, Mari! Eu nu pot decât să salut inițiativa domnului Nicușor Cionoiu. M-am alăturat ei într-o sâmbătă, când la invitația domniei sale ne-am deplasat în comuna Dragalina. Și să știți că a fost o mare surpriză și o mare bucurie că împreună cu domnia sa, Ana Maria a fost atât de încântată că a primit ceea ce aștepta de foarte mult timp. Un mijloc de locomoție pentru handicapul pe care îl avea. Mama Dorina, ea a fost cea care ne-a primit și s-a bucurat împreună cu Ana Maria. Noi, care am fost prezenți, Emilia Tudor, Nicușor Cionoiu și cu mine, am spus, ne preocupă bunăstarea și sănătatea mamei Dorina. Ne-am ocupat împreună cu Emilia, am așteptat-o și am făcut investigațiile la Spitalul Județean Călăraș. Aici îi mulțumim domnului director Cristian Mihai Bogdan că s-a ocupat personal de mama Dorina. Toți care sunteți prezenți aici, dăruiți bucurie acestei familii. Eu vă mulțumesc și sper să continuăm să mai facem bucurii în județul Călăraș. Vă mulțumesc! Cu siguranță acest lucru se va întâmpla. O să-l invit pe cel care a organizat întregul eveniment, care a pus umărul la tot ceea ce s-a întâmplat în această seară aici, pe cel care a descoperit-o pe Ana Maria și cel care, începând de astăzi, îi va da un zâmbet în plus. Este vorba despre domnul senator Nicușor Cionoiu. Iar alături de dumnealui vine în fața dumneavoastră, pe scenă, Ana Maria. Pași pentru Ana, căruciorul oferit de domnul senator Nicușor Cionoiu, un videoclip, a fost alături de noi și a urmărit întregul eveniment, domnule senator Cădebacu. Bună seara, domnilor și domnilor! Vreau să vă mulțumesc tuturor, dar în același timp fiecăruia în parte, pentru că ați participat la acest eveniment caritabil. Participarea dumneavoastră dă putere Anei, pentru că are putere acum și crede că poate să meargă și în acest moment putem să spargem toate barierele. Sunt emoționat și bucuros în același timp că am putut împreună cu dumneavoastră să găsim o soluție mică, că am putut din puținul nostru să dăruim și pentru acest suflet nevinovat, un pic de încredere, un pic de putere. Am demonstrat în viață că nu este nimic imposibil. Dacă vrem cu adevărat, putem. Și în acest moment, împreună cu dumneavoastră, împreună cu organizația PSD, împreună cu Consiliul Județean, Ana Maria este un pic mai fericită. Ana Maria, te asigur de tot sprijinul meu. Și vreau în această seară să vă dedic aplauzele Anei Maria,
pentru că dumneavoastră le meritați. O luptătoare, Ana Maria Tuș din Dragalina, mi-a spus că este pentru prima oară când vine în această sală și cu siguranță nu va fi ultima pentru că vei mai participa la evenimente. Câteva cuvinte, Ana, pentru că ai urmărit tot spectacolul din culise. Să rămână. Și vă mulțumesc foarte mult că m-ați ajutat. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Mulțumim frumos! Ana Maria Tuș este eroina spectacolului nostru din această seară. Mulțumim frumos pentru că are încredere în noi. Mulțumim frumos, domnule senator, pentru că vă uitați cu alți ochi către oameni, fiind politician. Mulțumim dumneavoastră că astăzi ați fost alături de noi. Farmacia Catena, mulțumim din suflet, Laura Munteanu, echipa PSD, domnul deputat alături de noi, Constantin Bârcă, domnul președinte al Consiliului Județean, aplauze pentru toată echipa care a pus bazele acestui spectacol, care o ajută pe Ana Maria, și banii strânși, Flori, te rog frumos, banii strânși e de dumneavoastră, în urma biletelor și a urnei care a fost la buza scenei, este cepul pe care noi ți-l oferim ție, să-ți aducă un zâmbet, să-ți aducă bunăstare și să faci cu bănuții ceea ce crezi tu ca să ai o viață mai bună și să-ți poată schimba viața. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos, o seară frumoasă și dumneavoastră! Avem în subordine cele trei spitale, Spitalul PBC, Spitalul de Psihiatrie Săpunar și Spitalul Județean de Urgență. Dacă aveți nevoi, care să mă o supraveghem, să monitorizăm, de fapt, starea de sănătate a dumneavoastră, ne implicăm și să vă punem, să spunem, în siguranță ca să puteți să aveți. Și Alexandru Bun. Bella nevare, solitario nel porto.
con el hombro a cantar.